Da, bine v-am regăsit! Vom continua astăzi căutarea certitudinilor pierdute și o să fiu puțin autobiografic. O să mă refer la contactul meu cu certitudinile academice, așa cum sunt predate la unii, cea mai mare universitate adventistă și cea mai importantă școală teologică adventistă, Universitatea Andrews. Mulți dintre colegii mei cu care am discutat s-au referit la cursurile care au făcut la Andrews. Unul dintre ei este Cezar Lucian, prieten bun, un băiat foarte inteligent, absolvent al Facultății de Matematică din București, cu o minte foarte precisă și o gândire foarte logică, care în dezbate care am avut-o cu el la oameni și perspective, dezbatere care a avut loc la cererea expresă a unor sponsor al lui Marius de a aduce pe cineva care să-l închidă gura. Mă rog, ideea aceasta că de fapt totul e o chestie de sofism și de șmecherie avocățești și popești, dar de fapt faptele nu au nici rol în dezbaterea asta. Deci ideea este că eu probabil sunt mai steț decât alți pastori și dacă aduce unul mai inteligent decât mine mă va pune la punct și ferește că Cezar este mai inteligent decât mine, nu contează aceasta. Însă problema este că faptele sunt fapte. Însă unul dintre argumentele care le-a adus Cezar a fost, printre altele, uh, uh, experiențele la Andrews și uh, uh, tripurile făcute în uh, uh, geologie, uh, de care am făcut și eu după aceea. Și, în sfârșit, mi-a uh, uh, adus mi -a dus câteva argumente care uh, sunt, de fapt, uh, clișee de la Andrews University și eventual alte think tank-uri creaționiste. Deci, aș vrea să vă spun că îmi recunosc limitele. Sunt un autodidact în teologie și un autodidact în știință. Am făcut ceva școală, mă rog, în știință și în filozofie și în gândire logică, dar nu atât de mult să mă consider o autoritate, un expert. N-am urmărit niciodată un doctorat și așa mai departe, nu mi-a luat nici măcar masterul. Așa că îmi recunosc limitele ca autodidact. Și uh, una dintre, dintre, uh, dintre problemele care am aflat a fost acela de a avea contact cu uh, felul în care problema originilor și a exegerii genezei și problema filozofiei este prezentată la Universitatea Andrews, acolo unde sunt profesori cu doctorate și, mă rog, uh, uh, profesori uh, competenți și inteligenți. Care, cu siguranță, am zis, eu sunt conștienți de problemele hermeneutice în interpretarea genezei și de problemele epistemologice legate de relația între Biblie și datele empirice și modele științifice ale Universului. Așa că am fost încântat să am o astfel de dialog cu ei. Am să încep cu o, un e-mail care a fost trimis pe data de 11, sep, de, nu 11 septembrie, de 2 septembrie 2011 către Delmar Austin, directorul pastoral din Conferința Illinois. Aceasta se referă la un, la un, seminar pe care l-am ținut sau la o prezentare care am ținut în cursul seminarului de geneză anumită Lumină în Cambrian din august 2010. Puteți vedea și scrisul colegului meu aici. Și, deci este vorba de ceva prezentat cu un an și o lună mai devreme. Și o să vă citesc. e este în engleză, eu o traducere la prima mână, așa că o să-mi iertați, mă rog, topica englezească uneori și nesiguranța căutarea cuvintelor. Stimate pastor Delmar, iată aici o alt, un alt pasaj pe care l-am primit astăzi de la un coleg pastor. În paranteză, Lumina în Cambrian este titlul prezident de la Geneza. Deci acest iată alt pasaj însemnează că i-a trimis mai multe asemenea pasaje. În el, el promovează cartea lui Andrew Parker, The Genesis Enigma, și spune Dacă vă amintiți, Andrew Parker este un biolog australian care a venit cu o teorie care a fost primită cu entuziasm cu privire la explozia cambrianului. Acum, de câte ori cu o creație? de exemplu, ca să mă refer la discuția care am avut-o cu cu uh, Cezar și a fost destul de frustrantă, din cauza că, uh, mă rog, moderatorul, pe lângă că nu înțelegea subiectul, dirija lucrurile în direcția uh, creaționistă. Dar, printre altele, Cezar a spus că uh, uh, nu putem explica explozia Cambrianului. Din păcate, moderatorul nu m-a lăsat să merg mai departe să întreb pe Cezar ce este explozia Cambriană. Pentru că, dacă recunoaște că a existat o explozie în Cambrian, o explozie a formelor de viață în Cambrian, suntem evoluționiști uh, și recunoaștem eventual că teoria evoluției nu are toate răspunsurile cu privire la faptele evoluției. Însă dacă uh, plecăm de la ideea că evoluția este un mit și că, mă rog, viața are șase mii de ani pe pământ, nu a existat o explozie a Cambrianului, a existat un potop care a îngropat diverse forme de viață într-o ordine dubioasă. Dar să mergem mai departe. Parker a venit cu o explicație formidabil de logică cu privire la explozia Cambrianului. Anume, ceea ce observă Parker este că vederea a apărut, vederea sau ochii mai precis, că mă rog, și, sex, și celule și organisme uniciulare care au un pigment sensibil la lumină. Dar ochii au apărut la începutul Cambrianului și că după apariția ochilor a avut o expoziție a formelor de viață. Și explicația logică este că apariția vederii a dus la o intensificare a cursei în armărilor între diferite forme de viață și că atare a existat o diversificare a formelor de viață nu numai pentru că oxigenul a crescut în perioada aceea în atmosfera Pământului, dar mai ales pentru că uh, uh, această cursă de supraviețuire între predatori și victime, și între diferite uh, forme de viață animală, uh, a creat o presiune selectivă, care totdeauna duce la diversificare biologică. Deci, explicația este foarte logică și el o susține cu destule argumente uh, și a fost îmbrățișată de comunitatea științifică cu entuziasm. Uh, Parcă însă este un catolic și mai târziu a, a, a vizitând Vaticanul. a, a a fost inspirat de Fresca lui Michelangelo să regândească problema genezei și a scris cartea Enigma genezei, în care susține că, de fapt, ziua patra, când Dumnezeu a făcut luminătorii în întinderea cerului, se refere, de fapt, la apariția vederii și că, după ziua patra, urmează ziua cincea, care este, de fapt, viața animală, în toată diversitatea ei. Așa că, la aceasta se referă prietenul meu, coleg din România. Și acum ce mai departe. El citează din prezentarea mea. Ce se întâmplă ziua a patra? O explozie. Biblia vrea să spună că ziua a patra semnifică explozia Cambrianului. Nu, n-am vrut să spun ziua a patra, de fapt ziua a cincea explozia Cambrianului, ziua a patra apariția vederii. Când uh, uh, ființele vii au, au primit ochi și astfel au făcut să apară ziua a cincea. Da, trebuie să recunoaștem că este corect. Observați că persoana care cunoaște foarte bine a doua carte, și acum urmează o paranteză, Cartea Naturii, și el se referă la savant, paranteză închisă, are dreptul să spună profesorului de teologie și predicatorului cum să corecteze exegeza lui biblică. Mai departe, un citat tot din mine. În Evul Mediu, clericii au pretins cu Biblia în mână, să dreptul de a corecta știința. Avem prima carte, Biblia, voi aveți cartea a doua. Dar cartea a doua este subordonată Bibliei. E bine, eu vă spun că Dumnezeu a scris prima carte acum 15 miliarde de ani, în timp ce Biblia nu a fost scrisă de Dumnezeu, ci de oameni inspirați acum 2-3 mii de ani, maximum. De aceea, Uh, voi acorda preeminență cărții naturei asupra Bibliei. Uh, Al citat mai departe. Atunci când cineva care cunoaște foarte bine a doua carte, cartea naturii, vine și spune, respect Biblia și sunt un credincios, cred că este adevărată, dar cartea naturii mă ajută să înțeleg mai bine prima carte, uh, Biblia, ans, uh, creștin, răspunsul teologului creștin este similar cu răspunsul pe care rabinii l-au dat în vremea lui Isus. Aceasta este cartea noastră, aceasta este Biblia, o înțelegem și nu avem nimic de a face cu tine. Este posibil ca sistemul teologic al creștinismului contemporan să fie la fel de depășit cum era în timpul lui Isus și că teologii sunt carabinii din primul secol. Este posibil ca descoperirea cărții naturii să fie providențială și un eveniment providențial și profetic. În paranteză, el face apel la Daniel 12, în timpul din urmă cunoștința va crește, paranteză închisă. Dacă geneza e adevărată, trebuie să găsesc în geneza fapte și realități pe care le descoperă astăzi știința modernă. Este adevărat că noi trăim uh, într-o biserică uh, care nu este numai suspicioasă și... Uh, respinge știința dar uh, uh, mai mult decât atât urește știința și este adevărat la fel de adevărat că oamenii se mântresc cu ignoranța lor uh, noi, nu avem, vre, noi nu avem nevoie să avem de a face cu acești oameni în paranteză salanții, noi avem cuvântul lui Dumnezeu uh, dacă nu există nicio corespondență între Biblie și noile teorii despre Univers aș putea spune că uh, Preferința naturală a unei persoane informate în secolul 21, nu va fi să sacrifice teoriile moderne despre, și aici se încheie pagina care, pe care am pus eu mâna. Au fost foarte multe astfel de, de e-mail-uri trimise la Illinois Conference. Mă rog, am prevendicat. Pe baza lui Matei 18, dreptul de a discuta personal cu cei care au îndoieli și nemulțumiri și întrebări cu privire la vederea mea despre geneza, mi s-a răspuns că aceștia trebuie protejați. Înțeleg că eu sunt un om foarte periculos și aș putea să le fac rău. Am spus de asemenea că este dreptul meu să, atunci când mi se fac reclamații care mă costă geabul și prestigiul, să cunosc cine sunt cei care au făcut aceste reclamații. Și mi s-a răspuns iarăși că legea din America permite unei corporații să uh, protejeze anonimatul celor care fac o reclamație în spatele tău. Deci, lege, mă rog, cum ar veni primul amendament și uh, diversele legi uh, ale, uh, ale lumii corporate, uh, oarecum te protejează sau îți, îți taie drepturi pe care le ai normal în. Uh, în sfera publică, în spațiu public din America. Așadar, cine este acest coleg? Îl cunosc. Acest coleg este foarte interesant că, la fel ca ceilalți colegi ai mei, niciodată nu m-a contactat ca să aibă o discuție cu mine. Însă acest coleg este un caz special pentru că el însuși a avut curajul și l-a pentru aceasta să conteste hermeneutica interpretării noastre la anumite doctrine fundamentale adventiste, anumite doctrine profetice sau doctrine despre sanctuar și precizat acest lucru. Însă uh, Geneza implică probleme hermeneutice mult mai serioase decât sanctuarul și Apocalipsa. Uh, și uh, eu aduc aici câteva obiecții. Care sunt obiecțiile pe care le aduc eu? Nu? Primul, că există o contradicție între Geneza și datele empirice. După aceea, Că nu mai între Geneza și teoriile științifice, așa cum spune acesta, uh, și, uh, între Geneza și datele empirice despre Univers, nu numai teoriile care înglobează aceste date în modele științifice. După aceea, există probleme hermelice serioase în interpretarea literală a Genezei. Și uh, atunci când am, am ridicat aceste probleme, am făcut-o ca cineva care ia în serios Geneza, care crede că geneza este adevărată și care uh, crede că uh, problemele acestea, uh, conflictele care există, uh, contradicțiile în Biblie, nu? Uh, problemele de hermeneutică, de interpretarea Bibliei și problema contradicției între geneza și informațiile sigure, certe, care au despre spre Univers astăzi sunt o problemă care trebuie discutată deschis. Nici acest coleg nu mă oferă mie privilegiul de discuții deschise, deși am fost prieten o viață întreagă, și alege să rezolve problema administrativ. Mă reclamă la unui birocrat de la conferință care are tot habar de teologie și știință cât am eu de de administrație și birocrație, să zic, și de politică bisericească la nivel înalt. Care, care este problema aici? Deci, aceste reclamețe s-au adunat, s-au acumulat și, în mod implicit, urmau să ducă la o explicație a mea în fața conferinței și academicilor adventici, pe care am așteptat-o cu, am anticipat-o cu bucurie pentru că, întotdeauna, am simțit nevoia unei astfel de discuții când am publicat Cartea Dumnezeului în a mers pe lume foarte, foarte conservatoare. Nici n-am vorbit despre originea omului uh, și așteptam uh, un răspuns pe măsură. Inițierea unui dialog. Uh, răspunsul din curierul adventist a fost dogmatic. Deci uh, a fost condamnată orice încercare de a în afara cutiei. așa că în cele din urmă, în, 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 în anul uh, uh, 2011, uh, 15 decembrie sau decembrie 2011, cam atunci, în sfârșit, în, în, la sfârșitul anului 2011, conferința mi-a cerut să pun în scris vederile mele despre Geneza. Și aia și-a mers pe orine cât se poate de conservatoare și de prudentă. într zi de inițiere în dialog. Și m-am referit în, în răspunsul că conferinței la procesului Galileo și am amintit răspunsul pe care l-a dat Galileo prinț, ducesei Cristina și altora dintre patronii săi din, din Italia și anume că Dumnezeu a scris două cărți, Cartea Naturii și Biblia și că cele două cărți nu se pot contrazice pentru că am o două autor cu diferența că Dumnezeu a scris el însuși Cartea Naturii în limbaj matematic și că atare cartea naturii poate fi înțeleasă doar în limbaj matematic și Dumnezeu a scris Biblia în limbaj natural, care nu este potrivit să explice cartea naturii. Așa că spune Galileo, cartea naturii ne învață cum merg cerurile, Biblia ne învață cum să mergem la cer. Deci Galileo respinge ideea că Biblia are informații științifice. Mergând mai departe, Galileo are și un alt argument, care oarecum îl contrazice pe primul, ca să fim sinceri. Dar este cert că Galileu însuși este un credincios catolic, care a murit credincios catolic într-o căutare. Și anume îmi spune Galileo că Biblia totdeauna este interpretată. Noi totdeauna avem nevoie de o exegeză biblică ca să înțelegem Scriptura. Și dacă exegeza noastră, deci nu Biblia, Ceea ce contrazice știința nu este Biblia, ci exegeza noastră. Și Galileu spune că este firesc că atunci când constatăm că exegezele noastre cu privire la geneza contrazic uh, informațiile astronomice, da? atunci noi trebuie să verificăm încă o dată uh, datele științifice, să le verificăm, să verificăm observațiile, să verificăm modelele matematice, să verificăm mat ecuațiile. Uh, și dacă ecuațiile stau în picioare și observațiile se repetă și confirmă uh, teoriile noastre, atunci însemnează că trebuie să revizu revizuim exegeza biblică. Uh, în toate acestea, Galeo n-a ieșit cu nimic în afara doctrinei catolice, care, așa cum știm, este foarte apropiată de doctrina adventistă. Mă rog, de obicei știți cum este croații și sârbii, ungurii și românii, sunii și șia, totdeauna cei care uh, sunt în conflicte sectare, au impresia că sunt foarte distanți unii de alții, dar cu siguranță că, uh, cea mai apropiată teologie de ce ar este cea catolică. Și din cauza asta am și învățat multe din teologia catolică. Uh, așadar, uh, acesta a fost în principiu răspunsul meu cu privire la uh, știința originilor și la afirmațiile științifice ale Bibliei. Frește, că a fost și întrebarea, și bolet. Crezi că lumea a fost făcută în șase zile? Și am răspuns, cred că Biblia spune adevărul când spune că lumea a fost făcută în șase zile, dar cred că textul Bibliei trebuie interpretat. Mai am amintit un lucru, că de-a lungul timpului citirea genezei s-a schimbat și m-a referit la uh, întrebarea retorică a lui Isus către fariseu: ce e scris în lege, cum citește în ea, citirea uh, și, și textul original diferă totdeauna. Uh, așa că am arătat că evreii au înțeles Biblia uh, geneza într-un fel, Augustinul a înțeles-o într fel, Michelangelo ne-a oferit o interpretare grafică, uh, Milton ne-a uh, oferit interpretare politică și acesta este un intertext care, vrem sau nu vrem, influențează felul în care citim uh, geneza. Mă rog, asta este uh, uh, o teorie care cumva uh, corespunde cu... Uh, anumite premise ale acestei cărți despre care voi discuta mai târziu. Deci am fost pe linie cu andrews în ceea ce privește aspectul literar. Uh, uh, am avut uh, o întâlnire care uh, printre altele uh, deci un comitet de, de review uh, uh, care bineînțeles dacă vreți să vă citesc că nu să vă, vă plictisesc aici cu tot uh, raportul a fost condus de Rodney Grove, secretar executiv al Uniunii, a participat Delmer Austin ca secretar al întâlnirii, directorul pastoral și au fost uh, uh, prezenți doi profesori de la, Andrews, de la Universitatea Andrews. Acești doi profesori au fost uh, John Baldwin și Yanker. Baldwin și Yanker, Am scapă numele, primul nume al lui Yanker. Acum, cei care au făcut la Andrews și despre cine este vorba. Baldwin și Yanker sunt profesori de origine. Da? Deci profesor care uh, pentru master în teologie uh, prezintă cursuri care vorbesc despre relațiile între știință și, și Biblie, între știință și doctrina adventistă a creației, uh, creaționist științific, intelligent design. Printre altele, Baldwin predă și un curs despre teologie modernă uh, și Mă rog, oricum am putea spune un curs de idei despre idei filozofice moderne. Așa că este vorba de doi experți de la Andrews University care alături de administrator a venit să se întâlnească cu mine. Uh, uh, o să vă... Uh, o să vă, discu, uh, Discuția a durat cinci ore și o să vă, din această discuție, o să vă amintesc o întrebare al doctorului Baldwin, unde, deci un uh, teolog cu... PhD la University of Chicago, una dintre uh, primele universități din lume, dintre cele mai importante universități din lume. E un PhD în filozofie. Uh, Noi om de știință. Este un uh, filozof care știe să îmbrace foarte bine uh, argumentele noastre tradiționale într-un limbaj filozofic. Recunosc acest lucru. Însă, așa cum spunea un uh, savant adventist cu care am discutat. Uh, uh, după cursul, în timpul cursului care l-am luat la Andrews, este ceva sinistru în spatele agendei acestui profesor și uh, concluzia mea este că într ceva foarte, foarte sinistru. Uh, cu cât uh, educația filozofică este mai mai, uh, mă rog, mai, mai rafinată și mai, mai solidă uh, atunci când cineva nu caută adevărul, ci uh, vrea să fie un simplu sofist, cu atât confuzia pe care o asemenea este mai mare. și cu atât agenda pe care o urmărește este mai sinistră vis-a-vis -vis de un duck bachelor sau, mă rog, nu știu ce, predicator simplu. O să citesc așa, deci, raportul conferinței despre pe, raportul comitetului special cu care m-am întâlnit de câteva ori de atunci înainte. Bineînțeles că, cu această spunea propoziție, o citesc cu toate că știți ce spune, întâlnirea a început cu, cu rugăciune a avut, în principal, atmosfera a fost foarte cordială și politicoasă. Țineți minte, pe vremea comuniștilor, când se întâlneau liderii Partidului Comunist Ceaușescu cu liderii altui țări și se spunea întâlnirea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, prietenească, când venea Brejnev sau mai târziu Gorbaciov vizită în România, se spunea întâlnirea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, prietenească. Deja era un limbaj cot și știam că au fost anumite probleme care nu, nu trebuie spus în afară. Dar recunosc că întâlnirea a fost foarte cordială și prietenească și plăcută. I-a fost dat, acordat suficient timp pastorului Eddie să-și exprime pozițiile teologice cu privire la multe probleme și aceasta este adevărat. De asemenea, comitetul l-a întrebat câteva, i-a pus câteva întrebări ca să clarifice poziția lui cu la cele scrise pe blog și ferește că ei știau tot ce s-a scris pe blog. Le-a fost dat tuturor timp suficient să întrebe și să răspundă la întrebări. Pastor Edi a fost foarte candid și onest în răspunsul la aceste întrebări. Mulțumesc pentru apreciere. Întâlnirea a durat 5 ore. După conversație, Comitetul s-a întâlnit separat pentru deliberare, pentru care fratele Chioshin Ann, secretar executiv al Confliției Illinois, a fost prezent ca observator. Comitetul a petrecut două ore re revăzând vederile teologice ale pastorului Eddie, și în, deci totul tot a fost șapte ore pentru ei și, în unanimitate, a votat următoarea afirmație care este un sumar al concluziilor comitetului. Uh, punctul 1. Noi afirmăm uh, lucrarea pastorului Edi către tineri, atei și evoluționiști. Uh, această nișă este foarte lăudabilă din cauza că nu mulți pastori pot să facă acest tip de lucrare. Noi, de asemenea, afirmăm uh, onestitatea intelectuală și sinceritatea și Răspunsurile candide ale pastorului Edi, noi considerăm că vederea lui cu privire la crearea lumii nu se încadrează în limitele credinței adventiste, cu care sunt de acord. Da? Deși el a, și-a făcut lecțiile bine în cercetare personală, relativ bine, totuși nu este bine informat, din cauza că lecturile lui nu sunt la curent. Lucru pe care nu l-am contestat. Sunt bucuros să învăț și, așa cum am spus, sunt un simplu autodidact și un amator. De asemenea, nu sunt de acord cu privire la vederile lui în ce privește prioritatea Noului Testament față de Vechiul Testament. Acum, unul dintre argumentele mele am uitat să spun a fost acela că Vechiul Testament și Noul Testament nu au prioritate egală în definirea credinței uh, adventiste. Uh, am fost uimit când am văzut că uh, profesorul de la Endes respingă acest concept întrucât acest concept este uh, un, un concept fundamental în gândirea creștină, după creștinism da? Deci uh, mai ales uh, uh, în protestantism, deci uh, catolicii au ales să alegorizeze Vechiul Testament. Luther a mers mai departe, Luther nu a alegorizat. Uh, Luther a mers până mai aproape de marcion, să spun așa. Deși, cu siguranță, n a fost un marcionit. În sensul că Luther uh, a acceptat literal Vechiul Testament, dar Luther a, a respins ideea că Vechiul Testament are vreo rele relevanță teologică sau, mai precis, vreo autoritate teologică pentru nou legământ. Și protestantismul a plecat de la ideea că orice a spune Vechiul Testament este adevărat, asta este vederea tradițională în protestantismul conservator, însă, nu are autoritate, nu, nu are o obligativitate pentru viața credinciosului nou legământ. Or, ceea ce am să arăt eu a fost că nu are nicio relevanță teologică dacă acceptăm sau nu literal geneza și că felul în care Augustin a că căderea. Nu este neapărat Evanghelia lui Pavel. Un lucru care l-a mai prezentat și pe oxigenul ulterior. Așa? Și nu este în linie cu înțelegerea adventistă a totalității scripturii. Acum, cei care ați, a, care ați vizionat dezbaterea noastră la școala de sabat, ați văzut că iarăși și iarăși ne la aceeași idee că adventismul se întoarce spre iudeocreștinism. Această întoarcere spre iudeocreștinism are rădăcini istorice adventiste și nu are cel puțin uh, între 1888 și moartea Elenei White, această idee iudeocreștină a fost contestată în adventism uh, și chiar scrierea Elenei White uh, o fac. Uh, uh, în general, n-am fost conștient, a fost pentru o surpriză. Faptul că An profesorul Andrews resping ideea uh, că Vechiul Testament și Noul Testament nu au valoare egală în teologia creștină. Ar fi trebuit să nu fie o surpriză. Am mai întâlnit cărți recomandate de conferință care prezintă nou legământ ca pe, o, ca, pe, ca pe, de fapt, o continuare a vechiului legământ. Practic, consider că vechiul legământ iese din veșnicie și așa mai departe, însă le-am considerat vederi personale. Faptul că Adventismul a luat o poziție definitivă și rigidă în privința aceasta. Nu mă surprinde neapărat, având în vedere că în, 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 cultura, în teologia populară adventistă, mereu ideea aceasta a fost uh, puternică. Dar mă surprinde totul să aud de la teologi de la Andrews, pentru că uh, nu stă în picioare teologic. Uh, Noi recomandăm că să-i fie să, să ceară să ia niște clase specifice în știință și religie la Andrews University, începând din în 2012, uh, în mod specific. Uh, Clasa profesor John Baldwin despre știință și religie, care, mă rog, 2012 și așa mai departe, să se dea o listă de lecturi la zi în area originilor și creației, să fie reevaluată în 2012 și uh, decembrie 2012, să-și impună o autocenzură în activități de media, începând din anul 2012. Acum, ce vreau să spun? Așa cum ați văzut. Uh, Profesorii au constatat că mi-am făcut relativ bine lecția și sunt relativ bine informat, dar nu sunt la zi. Și mi-au recomandat cursul de la uh, Andrews, al lui John Baldwin și al lui Yanker mai târziu, și cărți la zi cum este această carte, Understanding Creation, Answers to Questions on Faith and Science, editată de James uh, Gibson și Humberto Rasi. O să vă vorbesc puțin mai despre această carte. De ce vin cu acest amănunt autobiografic? Pentru că, când vorbim despre certitudini pierdute și căutarea unor certitudini pierdute, aș vrea să spun că am oferit beneficiul îndoielii, în mod sincer, Academiei Adventiste. Și m-am dus cu toată, cu inima deschisă și cu mintea deschisă, să învăț din Academia Adventistă și să citesc cărțile pe care mi le recomand ei, dintre care cea mai importantă este aceasta. Să găsesc răspuns la întrebările mele și uh, uh, experiența mea cu Academia Adventistă și cu lecturile unor asemenea cărți, uh, Nu rog, o să las concluzia pentru mai târziu, dar aș vrea să uh, încep să vă împărtășesc uh, aceste, această experiență a mea la Andrews și mai departe cu disputa cu teologia adventist în contextul acestei teme despre căutarea o pierdute. Nu pentru că vreau să mă plâng. Nu am nici absolut nicio plângere de făcut vis-a-vis -vis de Biserica Adventistă. Uh, și nici pentru că vreau să vorbesc despre mine. Uh, ci aș vrea să uh, o, pun o notă personală cumva pe anumite uh, pe anumite uh, întrebări și răspunsuri și căutări uh, pe care le-am invitat să le, fac, să le facem împreună. Și aș vrea în același timp să închid un capitol. Și capitolul acesta pe care vreau să-l închid este acela al Academiei Adventiste și al literaturii de specialitate adventistă, incluzând uh, Institutul de, de Cercetări Geologice, Geo Research Institute, uh, tic -tan cu nostru creaționist, și Intelligent Design și Creaționism, pe care aș vrea să spun că atunci când le analizezi la argumentele care sunt considerate cele mai solide, nu găsesc altceva decât uh, o farsă. Uh, am mai vorbit uh, într-un eseu despre uh, clișeul marxist, uh, diferența între, între tragedie și farsă. Spunea Marx că executarea lui Maria Antoaneta și a lui Ludovic al XVI-lea a fost o tragedie pentru că ei credeau în mod sincer în dreptul divin a regilor și de asemenea Marat și Robespierre și Danton când au făcut această execuție credeau la fel de sincer că trebuie să, corce preț, să, 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 să facă un statement tot vin cuvinte nepotrivite, în, în, mă rog, să, 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 să facă o declarație. Deschisă cu privire la acest drept divin, executentul pe rege și pe regină. Dar, spune el, în secolul XIX nimeni nu mai crede în dreptul divin a regilor. Așa că tot ce spun regii Europei este de fapt o farsă. Deci, eu cred că adventismul a avut faza lui tragică și acum a intrat în faza farsică. Și ceea ce am spus la Andrews a fost o farsă. Dar o să continui în această prezentare cu filozofia de bază a cursului de origini. Deci o să discut în primul cu dumneavoastră argumentele care sunt aduse la nivelul cursului de, de creație și știință, mă rog cum se numește, și la nivelul literaturii scrise de Institutul de Geo-Research și Andrews University despre creație. O să prezint aceste argumente și o să le discutăm pentru ca să vedem de ce nu trebuie să ne întoarcem aici și dacă vrem să căutăm noi certuri, trebuie să mergem într-o într direcție mai, mai luminată. Uh, repet, uh, uh, interesul meu nu este scepticismul filozofic sau teologic. Și interesul meu nu este în niciun caz, în niciun caz, uh, ateismul de mucava care se poartă astăzi. Uh, ceea ce vreau este o discuție onestă, intelectuală, despre aceste întrebări și căutări certitudini și incertitudini. Deci, ceea ce vreau să prezint în continuare este uh, concepția filozofică care stă la baza cursului de la Andrews, uh, primului curs, cel al lui, al lui Baldwin, dar de fapt stă uh, Baldwin fiind un filozof uh, școlit la una dintre cele mai buni școli de filozofie din lume și una dintre cele mai buni școli de, de studii a religiilor din lume. Uh, cred că de fapt uh, uh, concentrarea lui a fost pe studiul religiilor și Bănuiesc că l-a avut profesor pe Mircea Eliade, deși nu l-am întrebat. Uh, dar uh, Baldwin este foarte bine pregătit în privința aceasta. Și el este cel care a formulat baza filozofică a abordării relației între știință și religie. Și uh, o să mă refer la un PowerPoint al lui, o prezentare PowerPoint a lui numită Șapte uh, întorsături, șapte cotituri. Da? Uh, în uh, relația între Biblie și știință, sau dacă vreți, șapte momente de apostazie, de întoarcere de la Biblia a științei. Uh, nu am PowerPoint-ul la mine. Deci, uh, prezentarea mi este vie în minte, mai ales că l-am întrebat și am pus întrebări și l-am provocat la răspunsuri în timpul cursului. Uh, în principiu, uh, am pretenția că sunt, am fost singurul din clasă care a înțeles exact unde vrea să ne ducă Baldwin. Așa că l-am întrerupt în timpul cursului și am pus întrebări. <coughs> Uneori nu foarte confortabile. Deci l-am viu memorie. O, o să-l caut și o să-l vi vi afișez pe Oxygen dacă îl găsesc. Dacă nu, bănuiesc că altcineva care a făcut la s ar putea să aibă cursul. Nu-l mai am pe, pe pc meu. Dar să încep cu începutul. Primul pas în depărtarea științei de Biblie este Augustin. Și spune Baldwin că în cartea lui, Interpretarea literală a Genezei, uh, Augustin susține că atunci când știința contrazice Biblia, noi trebuie să arătăm oamenilor necredincios că, de fapt, știința nu contrazice Biblia, ci că Biblia susține ceea ce spune știința. Uh, deci, uh, lucrurile sunt foarte clare. Augustin, așa cum știți din. Uh, Confesiunile lui care a fost un maniheist. Și motivul principal care l-a făcut pe Augustin să, să uh, treacă de la maniheism la creștinism a fost faptul că maniheism avea o doctrină cosmologică, uh, așa cum avem noi astăzi, doctrina, doctrina cosmologică, bazată pe litra Genezei, uh, care contrazicea știința greacă. Noi vorbim acum de știință, nu în sens modern. Știința a fost inventată în secolul XVII, este o invenție știința știința greacă este un rudiment de știință. de fapt este filozofia naturii la la greci. Nu poți vorbi de știință, ci de filozofia naturii. Și însă această filozofia naturii a cuprins rudimente de știință. Și cea mai mare realizare a științei grecilor a fost faptul că nu numai că au stabilit că pământul este rotund, probabil că și alte popoare care navigau înțelegeau că pământul este rotund. Dar grecii au fost primii care au măsurat uh, circumferința Pământului și raza Pământului. Grecii au fost de asemenea primii care au măsurat distanța de la Pământ la Lună și, în mod foarte surprinzător, uh, după afirmațiile Osebi din Cesarea, au măsurat distanța de la Pământ la Soare și cifra dată de Eusebiu din Cesarea este destul de apropiată. Aici e o problemă, pentru că nu pot stabili o paralaxă de pe Pământ. Uh, distanța până la Lună se stabilește prin trig trigonometrie, uh, observând Luna în același timp din două puncte ale Pământului. Dar distanța până la Soare nu o poți măsura pe bază unei paralaxe de pe Pământ, așa că ai nevoie oarecum să accepti, să accepti uh, ipoteza că Pământul se vârtește în jurul Soarelui și să observi unghiul Soarelui cum se mișcă pe cer din două, din extremele orbitei terestre, din două puncte extreme ale orbitei terestre, uh, ceea ce dovedește că Grecia a fost mult mai avansă sunt știință decât știm noi. Acum, Augustin, deci, avea o problemă cu acei creștini care considerau că Biblia susține ideea Pământului plat. Și mai mult decât atât, li se părea că idei că ai putea să măsori distanța până la lună sau chiar până la soare sau poți să calculezi tu circunferința Pământului, asta numai Dumnezeu o știe. Da? Uh, și mai ales că creștinii dădeau foarte mult credit apocrifelui Enoch în timpul acela, care are și o cosmologie a Pământului plat. Uh, le se părea că totul este o nebunie. Frește că cei mai mulți creștini nu înțelegeau argumentele din trigonometrie ale grecilor. Așa că aceste argumente le spuneau, le spuneau, lor tot atât de mult, cât spun datările radiometrice sau genetica sau paleontologia celor mai mulți creștini conservatori, mai ales în Statele Unite. Deci, o simplă teorie și atâta tot. Și Augustin uh, îi sfătuiește pe credincioși să nu se apuce să dezbată cu intelectualii păgâni problema uh, uh, formei pământului sau a proporțiilor pământului și a distanței la corpul cerești, pentru că aceștia știu ce spun, le spunea Augustin. Din potrivă, căutați să arătați că Biblia nu contrazice știința. E bine, uh, John Baldwin, ne spune că acesta a fost primul pas spre apostazie. Aici atrag două concluzii și crește că am ridicat mâna și am întrebat. Prima concluzie este ce putea să facă Augustin? Să susțină, deci e foarte clar că uh, ceea ce susține Augustin este că uh, interpretarea genezei uh, trebuie să depășească citerea strict literală a textului, care trebuie să recunoaștem că susține ideea pământului plat. Și cumva trebuie să argumentăm că Biblia susține că Pământul este rotund și, uh, ca atare, să găsești în Biblie texte care să susține de aceasta. Așa cum dacă baciolo, de exemplu, găsește argumente că Biblia a spus că Pământul e rotund înaintea științei. Deci asta face Augustin, de fapt. Și Baldwin spune că Augustin a greșit. Întrebarea mea este ce ar fi trebuit să facă Augustin? Să accepte. Ideea că Pământul este plat, că distanța până la lună e greșită, că circumferința Pământului a fost calculată greșit și raza Pământului a fost calculată greșit, putea Augustin, nu mai vorbesc de Soare, care era mai greu de verificat în timpul lui, putea Augustin, ar fi trebuit Augustin să facă acest lucru? A doua problemă care a o Baldwin a fost aceea că Augustin a fost argumentul principal pe care l a fost Galileo o galelei. Și aici aș vrea să spun că uh, uh, ideea de agenda sinistră mi-a venit uh, prima oară în cap. Uh, o să mă întorc puțin la discuția cu panelul din, uh, uh, de la sfârșitul lui 2011. În timpul discuției, dr. Baldwin mi-a pus o întrebare. Mă așa, pastor Edi, dacă Biblia nu ne învață cum merge cerul, cine ne învață doar cum să mergem la cer, de ce să mai credem în Biblie? La care răspunsul meu a fost doctor Baldwin? Dacă Biblia ne învață cum merge cerul, am toate motivele să nu cred în Biblie. Pentru că este foarte clar că informațiile pe care Biblia le dă cu privire la astronomie și geologie, mă rog, hai să las geologia de care la o parte, da? Cu privire la astronomie și forma Pământului sunt false. Uh, și uh, uh, acum înțeleg că unul dacă bachelor sau predicator esteți, îți vine cu un text și ne arată... Uh, Proverbe 8, el stă pe protocolul pământului. Uite, e vorba de protocolul pământului. Fără acolo e vorba de, de. că el stă deasupra zării, deasupra marginilor pământului. Uh, orice evreu credea că dacă mergi până la capătul pământului, poți atinge cerul. Și marea nu va mai fi. Ce înseamnă marea nu va mai fi? Oceanul desparte pământul de cer. Da? Deci, pământul și cerul sunt una, pentru că oceanul este cel care ne desparte de. de, de de cer. Uh, există uh, uh, evangheliștii noștri foarte isteți. Vin și ne explică că Ioan se uita cu nostalgie la marea care îl despărțea pe el de uh, prietenii lui și se gândea că marea nu va mai fi. De fapt, ceea ce vrea să spună Ioan este că pe noul pământ uh, nu va mai fi oceanul care desparte cerul de pământ. Așa po poți merge pe pământ și intri în cer, fiindcă se considera că oceanul nu poate fi navigat până la cer niciodată. Nu știu ce monștri trăia acolo pe drum. Deci, mă întorc la discuția cu Balde. Balde m-a întrebat uh, dacă Biblia nu ne învață cum merge cerul, de ce să mai credem în Biblie? Și ca tare, ideea este că Biblia are informații științifice uh, solide și adevărul absolute despre Univers. Uh, ca atare, merge la procesul Galileo și unde văd agenda sinistră? Mi-am amintit de această discuție. Atunci când ne-am spus că, în contare, că Galileo a folosit argumentul lui Augustin. Acum v-am amintit argumentele lui Galileo pe care le-am amintit în discuția cu panelul de, de, de investigare. Și uh, uh, Galileo a folosit argumentul lui Augustin. În sensul că dacă Biblia contrazice știința, trebuie să înțelegem că este un conflict între exegeza biblică și știință și cartea naturii trebuie folosită ca să corectăm exegeza biblică. E de fapt ceea ce îmi reproșează în acest e-mail colegul meu, iubit frate turnător. Nu am nicio problemă, dar probleme teologice nu se, re se rezolvă prin apel la autoritatea administrativă și dacă sunt în eretic, trebuia să mă contacteze personal, să avem o discuție. Dar ceea ce reproșează este că eu am spus că un savant creștin are dreptul să corecteze exegeza teologilor care nu au cabar de știință. Pentru că el crede în Dumnezeu, are, mă rog, o credibilitate în fața noastră și trebuie să luăm în considerare ceea ce spune el. Așa că, într-a doua întrebare, care am pus-o lui Baldwin, a fost dacă Galeu a greșit. Ceea ce este interesant, pentru că la, acest, la această întrebare răspunsul a fost tăcere. Acum, sunt literatură cu la Galileo am citit destul de mult în ultimul timp. Există o tendință de revizionism a procesului Galileo în timpul nostru. Și această tendință de revizionism, care în mare parte interpretează în afara contextului și împotriva intențiilor autorului cartea Uh, filozofului austriac Austria, uh, Feyerabend uh, ok, da uh, parcă Feyerabend se numea uh, uh, nu am memoria numelor uh, care susține că biserica a fost mai aproape de rațiune decât Galileo în timpul procesului, biserica a fost mai aproape de rațiune în sens scolastic Feyerabend de fapt este împotriva dogmatismului filozofic în cercetarea științifică adică tocmai ce facem uh, noi Însă, iarăși, întorcându-mă la problema procesului de Galileo, uh, 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 Baldo nu mi-a răspuns. Dar știu că există o tență de revizuire a procesului Galileo, în care să se arate că, de fapt, Galileo a greșit. Dar întrebarea este, până la urmă, Pământul se vârtește sau nu se vrătește? Da? Uh, ești Soarele în centrul sistemului solar sau este Pământul? Este o întrebare la care, pe baza Bibliei, Biserica a răspuns uh, nu, pământul nu se învârtește, pământul stă nemijlocat, asta spune Biblia uh, și Galileo a cerut ca exigența biblică să fie corectată pe baza unor informații științifice solide și Galileo l-a citat pe Augustin ca autoritate. Uh, ceea ce este partea sinistă a problemei este că mă așteptam ca în acest curs Baldin să discute problema procesului Galileo. Ce, ce ocazie mai bună ai să discuți despre în relația între știință și religie decât Galileo, dar pentru că acolo înveți lecțiile care trebuie să înveți ca biserică. Interesant că s-a trec, a trecut imediat peste Galileo, deci vorbind de cei șapte pași, nu a vorbit de Galileo, dar înțeleg că Galileo, întrucât Galileo l-a citat pe Augustin, de fapt cel condamnat este Galileo, nu Augustin. Și ideea Nemărturisită. Academia Adventistă este că Galileo a greșit și Biserica Catolică a avut dreptate. Uh, nu se că uh, ne îndoim de faptul că Pământul se învârte în jurul Soarelui. Nu cred că mergem atât de departe. Mai degrabă, cred că uh, vrem să susținem că Biserica este arbitru adevărului. Și omul de știință trebuie să se plece în fața bisericii. În ultima instanță, chiar dacă acest e adevărul, Galileo, nu avea dreptate să contrazică biserica. Trebuia să aștepte ca biserica să accepte acest adevăr. Uh, merg mai departe. Următorul pas este Descartes. Și Descartes este următorul pas pentru că Descartes ni, ni, mi s-a spus la Andrews la, uh, de către un profesor care are ca scop să inițieze studenții în dialogul cu ideile moderne, că Descartes este părintele postmodernismului. Am căzut că pe spate. În ce se Descartes părintele postmodernismului? Pentru că Descartes ia ca sistem de referință Eul, gândesc de ce există. Ia ca sistem de referință uh, uh, persoana lui, subiectivă. Acum Hai uh, am reicat iarăși mâna. Și i-am spus că, de fapt, uh, Descartes ia ca criteriul adevărului logica. Și modelul de logică este geometria pentru el, dar și matematica. Descartes, când vorbește de gândesc, deci există, se referă la ontologie. Dar în, în ceea ce privește realitatea, faptele, adevărul despre lumea exterioară, Descartes recunoaște că există principii universale ale logicii și gândirii și că acestea trebuie respectate. Ceea ce caracterizează postmodernismul este tocmai faptul că respinge această universalitate a rațiunii. Mulți profesori liberali radicali sunt de părere că rațiunea este un concept imperialist, că noi încercăm să impunem conceptul nostru de adevăr altor popoare inocente, care au alt concept de adevăr decât noi, și că rațiunea logica nu sunt universale, sunt un produs cultural al Greciei și al Vestului, care, așa cum știm, vestul este vinovat de toate păcatele și nenorocirile din, din lume, mă rog. Rasa albă, în special, este cancerul uh, istoriei, vestul este cancerul uh, istoriei și uh, toată istoria este, de fapt, uh, un șir de atrocități făcute de vest și toate celelalte religii și rase și triburi sunt inocente, dar uh, toate relele se datorează rațiunii, logicii, științei și tehnologiei, care sunt expresia ale imperialismului vestic. Cred că se va cu aceste idei. Și aș vrea să spun că sunt e, interesant că sunt împărtășite la Andrews, băgate pe ușa din dos, dar e, Baldwin îl acuză pe Descartes că el este părintele postmodernismului. Postmodernismul ia ca sistem de referință, cultura, în primul rând. Și, e, mă rog, tribu dacă nu. Și, în al doilea rând, ia ca sistem de referință opinia personală ceea ce simți, ceea ce ți se pare, uh, uh, opinia subiectivă, în niciun caz nu ia ca sistem de referință rațiunea și logica, cum a văzut, făcut Descartes. Dar Descartes este denunțat ca părinte al postmodernismului și nu se discută nimic. Eu uh, am discutat despre Descartes data trecută, nu se discută nimic despre soluția pe care a adus-o el la conflictul între uh, știință și religie și la criza nominalistă. Merg mai departe. Pasul următor este Hume. De ce Hume? Acum știm cu toții că Hume e, a fost un apel și un părinte al scepticismului, nu numai teologic, ci și filozofic. Uh, Hume a fost uh, cel care uh, a, a adus prima dată distinția între lucrurile în sine și fenomenul observat uh, pe care dezvoltat mai târziu Kant. Însă uh, Hume uh, este, uh, nu este a, a, furisit de adventiști pentru că a făcut diferența între lucru în sine și fenomen și a negat relația de cauzalitate observată de noi pe motivul că ar fi doar în mintea noastră. Cei care cunoașteți filozofia lui Hume sunt familiar cu ideea aceasta. Adventiștii de ziua șaptea sunt entuziaști ai lui Hume. Pentru că adventiștii de ziua șaptea sunt sceptici intelectuali. Mă refer, dacă țineți minte, am prezentat o predică numită Argumente false, în care am discutat o predică a colegului Lucian Cristescu, fostului coleg, pardon, Lucian Cristescu. Și Lucian Cristescu îl citează pe Kant, diferența între lucrul în sine și fenomen, ca să susțină că, de fapt, știința nu oferă decât opinii despre realitate, nu poate să cunoască lucrul în sine. Hum este la început revoluției științifice, îl putem ierta, dar ca epistemologie științifică este depășit. Însă motivul pentru care Hume este anatemizat și a furisit în, în, la cursuri de la Andrews este altul. Hume, ni se spune, a pus sub semnul întrebării minunile. Și așa cum Hume a fost sceptic la uh, explicațiile de cauză și efect, a fost sceptic și privire la minuni. Și uh, ceea ce spune Hume este că cele mai multe minuni le cunoaște din, din dovezi anecdotice nu sunt uh, re repetabile și regulate, da? Deci un, un fenomen care este repetabil, care este uh, uh, regulat, este într-adevăr, mă rog, vorbește despre o lege Universului, despre o realitate. Uh, dar atunci când ceva povestește ceva, uh, este eveniment pur anecdotic, și în al doilea spune Hume că cei mai mulți oameni care povestesc minuni nu sunt oamenii cu mintea cea mai normală. Acum sunt, am petrecut o viață întreagă în mediul religios și pot să vă spun ceva. Cele mai multe minuni se întâmplă la oameni care nu au mintea chiar, chiar normală. Nu... Hai să nu, nu, nu insul, da? Care au o problemă emoțională și au o lipsă de gândire critică. Așa că îi dau aici dreptate lui Hume. Însă, Baldwin merge mai departe. Și o să vă citesc expresia lui la care i-a ridicat mâna. Că Hume ne prezintă ideea unui gapless universe. Gapless universe, da? Deci, univers fără găuri. Ce însemnează gapless universe? Însemnează că oriunde am observat universul, nu există nicio gaură în legile naturii. Adică există pete albe în cunoașterea universului. Există aspecte pe care nu le înțelegem. Dar acestea nu sunt locuri în care legile naturii sunt suspendate și un înger acolo lucrează, să zic, sau Dumnezeu face o minune acolo. Ci acestea sunt doar zone necunoscute de noi. Așa că uh, Universul nu are Gapes, nu are găuri. Întrebarea care am pus-o la Baltun este dacă noi acceptăm The God of Gapes. Uh, Dumnezeul găurilor este un concept peiorativ. Anume, pleacă de la faptul că oamenii caută, existența, să dovedească existența lui Dumnezeu prin găurile de cunoaștere. Nikita Stănescu, într-o poezie dacică, o poezie filozofică, spune că are o vers care spune că când se crăpa o stâncă, punea un zeu acolo. Cam asta este ideea. Unde se e o crăpătură în înțelegea Universului, băgăm un înger, îl băgăm pe, pe, pe Dumnezeu. Deci, uh, conceptul acesta e peorativ. Și una dintre, uh, sau înțelegerea mea, cu privire la relația între știință și Biblie, cu care m-am dus la Andrews, a fost aceea că această conceptă a unui Dumnezeu al găurilor trebuie, trebuie respinsă, fiindcă cei mai mulți teologi serioși o resping. Și Intelligent Design, de fapt, este acuzat că susține un Dumnezeu al găurilor. Aceasta e acuzația principală care se aduce la Intelligent Design. De ce este această metodă greșită? Pentru că hai să luăm logic. Ai o gaură în, în, înțelegerea naturii și spui, ok, asta e dovadă că acolo nu sunt legile naturii, ci operează Dumnezeu în mod miraculos. Peste câțiva ani, gaura aceasta este acoperită. Înțelegem cum funcționează acel, acel, ceva și atunci cauți altă gaură dincolo. Când eram de 14 ani, eram foarte interesat de astronomie și tatăl meu avea o carte în bibliotecă, Astronomia și Biblia. Și fiind foarte interesat de astronomie, Devoram tot ce găseam de astronomie, atunci am uh, luat și cartea asta, Astronomia și Biblia, să o citesc. Și printre altele, am întâlnit acolo conceptul că uh, în Apocalips spune, uh, și am văzut un înger care stă în picioare în soare. Și ideea este că, de fapt, uh, stelele sunt înge. Da? Deci, nimeni nu poate explica științific, se spunea. Deci, cartea scrisă pe la 1920. Nu se putea explica științific. Uh, cum ar stelele, de unde au atâta energie. Deci, din punct de vedere chimic, nu aveau de unde să aibă atâta energie stelele. Chiar Lord Kelvin a spus acest lucru și pe baza aceasta a spus că este imposibil ca Pământul să fie vechi de milioane de ani, fiindcă soarele s-ar fi stins între timp. Asta am citit-o pe la 14 ani. Că eram de 16 ani, mi-a căzut în mână, 17 ani, cred. Mi-a căzut în mână cartea lui George Gamow, Uh, cum func cum uh, funcționează Soarele, în care am întâlnit oară conceptul de nucleosinteză. Și lucrurile a fost explicate foarte, foarte simplu. Deci, îngerul acela nu era un înger, era energie nucleară, era fuziune nucleară făcută prin acțiunea forței gravitației. Uh, totdeauna, la, când, când, după ce Newton a prezentat teoria lui despre corp, uh, mecanica cerească, Newton a putut explica totul și a spus că Dumnezeu trebuie când și când să interneze să. Mă rog, să mai uh, întoarcă ceasul, să mai corecteze câte ceva. Laplace, i-a spus Napoleon, faimoasa lui, uh, lui replică, n-am avut nevoie de această ipoteză, că Napoleon l-a întrebat și nu, nu a folosit uh, pe Dumnezeu, cum a făcut Newton, în explicarea naturii. Pentru că modelul matematic al la, Laplace explica mecanica cerească fără să apeleze la uh, forțe exterioare. Deci, ce știm să observăm un progres în a acoperi uh, găurile de cunoaștere. Și în religie observăm un, un, un regres din gaură în gaură. La data aceasta, gaura în care se bagă uh, intelligent designul este apariția vieții. Uh, vreau să vă garantez că, în câțiva ani de zile, vom uh, avea informații noi din studiul Sistemului Solar, uh, de pe Marte, din, uh, din, uh, de pe Titan, de pe Europa și alte părți, în care. Cu siguranță că o, o formă de viață primitivă, prebiotică eventual, dacă forme prebiotice s-au găsit în Univers, dar o formă de viață primitivă va fi găsită și probabil că vom avea un răspuns științific și la problema originii vieții. Însă, la data aceasta, aceasta este gaura de care ne agățăm. Pentru că, în rest, am descoperit și particula Higgs, particula Dumnezeu. Avem. Chiar dacă nu știm cum operează evoluția, avem în ADN-ul nostru, în diferitele evenimente genetice din istoria evoluției, așa că avem foarte puține găuri. Dar l-am întrebat pe Dr. Baldwin. Noi susținem Dumnezeul găurilor, deci căutăm explicații supranaturale acolo unde nu cunoaștem. Nu am primit niciun răspuns la, nici la această întrebare. În sfârșit, pasul următor, următoarea. Apostazie, ca să scurtez lucrurile, este, este exegeza științifică a Bibliei, în alta critică. Deci, ideea că uh, Biblia nu este inspirată verbal și nici n nivelul ideilor, și că sunt anumite uh, concepții mitologice sau culturale care uh, și-au pus amprenta asupra Bibliei. Or, am înțeles că adventicii răspund, răspund categoric această idee că, 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 că cultura, gândirea mitologică ar fi avut vreo influență asupra minții scritorilor biblici. Am, am pus iarăși aici o întrebare la care a primit răspuns și ce a fost întrebarea mea. În Ioan capitolul 4, în Ioan capitolul 5 mă scuzați, primele patru versete Ni se spune că la scăltoarea din da, un înger al Domnului se cobra și apele. Deci, textul biblic nu spune se credea că un înger al Domnului cobora apele, ci un înger al Domnului se cobra și tulbura apele. Este, afirmația este, este pozitivă, este factuală. Și, și primul care sare în apă este, era vindecat. Iar afirmația este foarte pozitivă și... Uh, uh, este ceea ce noi numim, noi referim de conceptul de inspirație verbală, dar noi credem în inspirația propozițională. Da? Deci, nu știu ce diferență între inspirația verbală și inspirația propozițională. Până la urmă, sensul cuvântului este dat de propoziție. Dar, cert este că, conform inspirației propoziționale, aceste două afirmații trebuie să fie adevărate. Că îngerul tulbura apa și că primul care stătea în apă era vindecat. Și i-am amintit lui uh, Baldwin că Elena White în Hristos Lumina Lumii recunoaște că aceasta era folclor, era un mit. Deci, practic, ea recunoaște că afirmația din Evanghelia după Ioan, ea spune că în superstiția sau în credința populară oamenii credeau că e un înger, dar era o cauză naturală. Deci, ele nu recunoaște că este o cauză naturală, acolo unde, de fapt, este, uh, este uh, descris un înger în, uh, în Evanghelia după Ioan. Și Valdin uh, mi-a răspuns uh, Elenoit a făcut asta cu multă precauție și trebuie să avem foarte multă precauție. Nu de precauție, da? Uh, cel pe care mi-a fost totdeauna adus la minte și dat ca exemplu, fiindcă credea în Dumnezeu găurilor, este Isaac Newton. Isaac Newton spune că uh, 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 minunile de exorcism din Vechiul, din Noul Testament, exorciz, zările de demon, de posesiuni demonice, nu trebuie luate factual, ci sunt percepția populației cu privire la minurile lui Isus, pe care el nu le neagă. Dar spune că oamenii vedeau acolo exorcizi pentru că ei credeau că demonii dau aceste boli și așa au descris mai departe lucrurile, că Isus dat lucrurile. Dar că acesta nu este un adevăr absolut, ci un adevăr relativ, în sensul că așa vedeau oamenii atunci lucrurile. Este foarte greu pentru noi modern să accepte nu numai geneza, ci și uh, anumite multe porțiuni din noul testament, dacă nu acceptă că percepția uh, și concepțiile mitologice ale timpului uh, au influențat descrierea uh, minunilor și exorcismelor și a evenimentelor demonice și referințele la satane și așa mai departe. Deci mi s-a răspuns că asta trebuie făcută cu multă precauție și accept ideea că trebuie făcută cu multă precauție dar uh, problema este că din punct de vedere de, uh, acest text al Eleni White care de află critică în alta critică este un exemplu de înaltă critică și chiar și Elena White a acceptat să facă înaltă critică. Acum nu vreau să spun că eu nu pot accepta înaltă critică dacă nu acceptă Elena White nu vreau să spun ideea aceasta ci am vrut să arăt că uh, ne întrăm într-o direcție care este mai îngustă decât teologia secolului XIX. Vreau să scurtez și o să vă prezint momentul cheie al apostaziei. Bineînțeles că al moment este geologia. Și aici mi se dă un exemplu iarăși. Deci pe la 1600 și ceva, deci pe timpul lui Newton, a apărut o carte numită Istoria Telurii Sacra. Uh, istoria sacră a Terei. Și această carte scrisă de uh, uh, Thomas Amulapsus, o să revin probabil, uh, este o descriere a, Deci este încercarea de a explica evoluția planetei prin legile naturii, dar pe baza raportului biblic. Și ce am observat eu, și această, Thomas Barnett. Thomas Barnett. Și am zis, cartea lui Thomas Barnett, pe care am găsit-o de Stephen Jay Gould. Am observat că Ellen White, în Patriarch și Profeți, este, de fapt, urmează intenția din modelul Thomas Barnett. Anume, Thomas Barnett încearcă să apeleze la legile naturii cum le înțelegea el, mecanica carteziană, ca să explice uh, potopul și evoluția geologică a planetei, uh, inclusiv apocalipsa când uh, rezervele de cărbune Uh, vor lua foc uh, și de-aia e mult cărbună Italia, ca că acolo este și Anticristul, și o să papa de la focul final. Deci, uh, uh, focul final este dat -o, de o cauză naturală, rezervele de cărbune din uh, planetă, și bineînțeles că cu tremurele sunt explicate de el tot pe baza cărbunului care ia foc uh, în, în interiorul Pământului. Uh, Elena uh, încearcă să ofere un fel de explicație științifică a genezei. Folosind modelul lui Barnet din 1600 și ceva și argumentul care l-am folosit în discuția cu panelul meu din 2011, așa cum am spus, a fost acela în, în contextul discuției, am fost acest argument, că dacă nu a apelat înainte de apariția geologiei științifice la ceea ce era știință în 1600 și ceva, că nu se cunoștea nici chimia rocilor, nici straturile geologice, nici structura Pământului, de ce? nu am face noi același lucru în timpul nostru. Să apelăm la geologia științelor în timpul nostru. De ce trebuie să rămânem la știința secolului XVII, când nici nu există geologie? Dar, uh, mergând pe aceasta, uh, Baldwin, el însuși, a citat istoria telului sacra, istoria sacra a terei, ca uh, argument împotriva uh, geologiei care se feripă în secolul XVIII, când se descoperite straturile geologice. Și ceea ce reproșase el uh, geologiei științifice bazată pe observații empirice și uh, clasificarea statului geologice, este că nu încearcă să urmeze o istorie biblică a planetei, adică nu încearcă să explice aceste straturi geologice prin, uh, prin uh, potopul global. Acum este foarte interesant uh, pentru că uh, statul geologic au arătat clar că viața este mai a, a avut o istorie pe pământ. Și uh, uh, la la Cambridge și la Oxford, unde Facultatea de Teologie oarecum făcea din geologie o secțiune a Teologiei Naturale. Explicația că acestea au fost făcute la potop a fost încă folosită și pe vremea lui Darwin. Voi discuta despre aceasta puțin mai târziu, fiindcă nu vreau să lungesc acum. O să revenim la ideea geologiei. Însă aceeași întrebare am pus-o lui, lui, Baldwin. Nu mi s-a răspuns, dar a urmat ultima, vreau să închei cu ultimul argument împotriva lui Darwin, și anume de ce a greșit Darwin, de, unde știm că Darwin a fost greșit. Pentru că Roger Moros spune că uh, satana l-a inspirat pe Darwin să scrie. Și de unde știe Roger Moreau, lui a spus un preot satanist care știe de la satana, cum ori e satana tatăl micinorii, tatăl adevărului, eu nu mai știu. Dar când am văzut argumentul ăsta, am căzut pe spate. Ceea ce m-a uimit pe de altă parte a fost reacția uh, clasei. Uh, ce am observat este că studenții care merg să la teologia au o concepție foarte confuză și foarte vagă, nu numai despre știință, dar și despre istoria gândirii a teologiei și a filozofiei. Le se poate spune orice. Ceea ce li se prezintă acest curs este cea mai academică prezentare la care au participat ei în viața lor. Și li se pare că uh, ies dintr-un astfel de curs cu toate răspunsurile. Nu m a lucrat încă de, de secțiunea știință-religie, propuziți, Această prezentare este o prezentare filozofică. Și concluzia ei este că supranaturalul, căutarea supranaturală trebuie să-și aibă locul în știință. Deci noi când facem știință trebuie să ne primim ce oh, aici este ceva, cum spuneau preoții egipteni, aici e degetul lui Dumnezeu, aici este ceva supranatural. Aici ne scoatem în călțările și trecem mai departe. Aici nu, că, nu, căutăm să înțelegem legile naturii. Ceea ce însemnează, cum spunea Dr. Numbers într-o predică care a fost postată pe Spectrum, ceea ce înseamnă sfârșitul științei ca știință. În momentul când știința, în loc să caute legile naturii, începe să caute supranatural. Aia nu mai este știință, aia este magie. Uh, alta problemă este aceea că uh, Biblia trebuie recunoscută ca autoritate absolută, și că uh, noi nu, niciodată nu trebuie să corectăm exerciția biblică când, în, în fața unor dovești științifice. Deci, dacă acest principiu se aplică chiar și la procesul Galileo, așa cum e implicit în, în, uh, în, în comentariul cu privire la Augustin, sau dacă acest principiu se aplică la Augustin, atunci când Augustin le spunea: că din ceșor, băi, nu mai spuneți că pământul e plat, că voi nu știți ce spuneți. Da? Deci, când Augustin susținea știința greacă, în fașă cum era știința greacă, cu privire la pământ și la astronomie, împotriva unei interpretări literale a Genezei, dacă acestea au fost greșeli, înțeleg că nu numai că noi avem o dilemă, deci eu m-am dus cu o dilemă acolo și am fost gata să învăț, dar ceea ce am înțeles este că noi refuzăm în mod categoric modernitatea. Noi vrem să fim în evul mediu. Noi avem o concepție medievală, mai încă, nici măcar medievală, o concepție iudeo-creștină, pentru că în evul mediu măcar aveau o, o, o aveau uh, teologia scolastică care era foarte avansată filozofic și logic, da? Deci avem... Uh, ne întoarcem la o concepție iudeo-creștină primitivă uh, din secolele 1-2. și... Este o respingere categorică, atât a exercițiului științifice a Bibliei, cât și a dreptului științei de a se exprima cu privire la, 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 la Univers. Deci, dacă geologia modernă este condamnată, deci nu, din ștate este condamnată, pentru că nu încearcă să ia textul biblic, literar, textul genezei și să acomodeze explicațiile științifice la, la textul Bibliei, ci din potrivă încearcă să observe cum, care este structura și compoziția chimică a scoarței terestre și care este istoria scoarței terestre pe baza datelor care le avem pur obiectiv, fără nicio agenda ateistă. Încearcă să explice. Și aceasta este greșit. Noi trebuie totdeauna să armonizăm cu Biblia. Vreau să închei cu un, o, o anecdotă a lui Hasek din Soldatul Jveic, pe care am spus-o de altfel la Andrews. Anume, în Soldatul Jveic, un preot catolic citește din Augustin că nu există lume la antipozi. Acum vedem și partea slabă a lui Augustin. Așa că el își cheamă femeia de servici, guvernantă, mai rog, cum se numește, așa și îi spune, ascultă, tu Spuneai că ai un fiu în Australia. Și da. Zice, nu există oameni în Australia, spune preotul catolic. Fiindcă Australia e la antipozi. Și femeia spune, ba da, îmi trimite scrisori. E diavolul”, spune preotul. Și uh, femeia răspunde, dar copilul meu îmi trimite bani și e credincios și se roagă la fecioară. Nu, este diavolul. Și trebuie să rupă orice relație cu el, să nu-i mai scrii, să nu mai primești nimic de la el, că la e satana, nu este copilul tău. Femeia refuză, beata de ea, acum are respect față de preot, dar e mamă și e fiul ei. Și mai trebuie și bani, probabil că preotul nu o plătea prea bine. Așa că în duminica următoare preotul o afurisește în biserică. Și spune că oricine cine crede că există oameni în Australia sau în America, este excomunicat. Hașec -ha ne spune mai departe cum preotul acesta a fost luat și intrat la psihiatria. E bine, uh, povestește această anecdotă cu umor. Însă, mie nu să red. Suntem exact la nivel academic, oficial, exact în poziția preotului lui Hasek. O să vorbesc data viitoare despre această carte. Și probabil voi aminti câteva din argumentele care le-am învățat la Andrews. Dar mă rog, ideea este, a fost că nu știu destule și nu sunt la curent cu informații științifice. Noi asta a fost doar filozofie, da? Deci sunt partea filozofică. Mi s-a părut sinistră agenda filozofică a doctorului Baldwin. Uh, însă, uh, așa cum uh, v-am amintit, uh, uh, mi s-au dat cărți de citit și la curs am fost, uh, mi s-au prezentat argumente care nu le cunoșteam și care ne arată că eu nu știu am anumite lucruri și dacă le-aș ști, având în vedere onestitatea intelectuală, care au apreciat-o panelul acesta de investigare, ei au fost convinși că mă voi supune și voi accepta, voi renunța la erezile mele. În caz contrar, bineînțeles, mi s-a dat orice șansă și probabil că sunt stăpânit de satana sau așa ceva. Vă mulțumesc pentru, pentru uh, răbdarea cu care ați ascultat această uh, confesiune. Uh, o să continui data viitoare. Uh, să so discute despre cartea Understanding Creation de Gibson și -si Rasi. La revedere!